Consiliul Județean Neamț face apel către entitățile care se încadrează în condițiile impuse pentru a beneficia de sprijin financiar ca să deruleze proiecte de interes județean în baza prevederilor legii 350/2005. Conform anunțului de participare, mai sunt 2 zile pentru înregistrat dosare de la cei interesați de a primi finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Neamț pentru realizarea de proiecte de interes județean. Până miercuri 9 martie erau înregistrate doar 7 dosare, în condițiile în care sumele disponibile ar acoperi mult mai multe solicitări. Rămâne de stabilit și eligibilitatea acestor solicitări, având în vedere că de luni 14 martie, Comisia de Evaluare și Selecție a Proiectelor va verifica fiecare aplicație în parte și va stabili dacă poate primi finanțare conform ghidului aprobat sau nu. Până miercuri 9 martie, prin registratura Consiliului Județean Neamț au trecut 7 solicitări, 3 pentru domeniul sportului, 2 pentru proiecte de ordin social, 2 pe cultură, religie, învățământ și mediu. Conform votului consilierilor județeni nemțeni, în acest an se vor acorda 300.000 de lei pentru finanțarea proiectelor din domeniul culturii, aceeași sumă pentru proiectele sociale și 1.000.000 de lei pentru proiecte din domeniul finanțabil sport. Proiectele din cultură și social pot primi o finanțare nerambursabilă de cel mult 20.000 de lei fiecare, chiar dacă valoarea totală depășește această limită. De asemenea, pentru fiecare proiect care va intra la finanțare, solicitantul trebuie să asigure o cofinanțare de cel puțin 10% din valoarea lui. Banii pentru sport se împart pe 3 categorii. Prima este sportul de echipă, fiind vizate echipe din divizia superioară care pot primi cel mult 100.000 de lei pe proiect, divizia medie 70.000 de lei pe proiect și divizia inferioară 30.000 de lei pe proiect. În cazul sportului individual se vor acorda maximum 15.000 de lei pe proiect. În a doua categorie sunt proiectele sportul pentru toți, alocarea fiind de 15.000 de lei pentru fiecare, iar pentru sportul școlar bugetul județului va suporta câte 10.000 de lei pe proiect. Evaluarea tuturor aplicațiilor se va face în perioada 14 martie-9 aprilie.